Păi ne pregătim de Miculescu să-l ascultăm, pentru că este omul meciului. Evident, Helmut Ducada nu va contrazice, poate nici Bogdan Stea. Helmut, până că e bucuros că el de acolo se trage, de la UTA, da. Din zona asta. Da, chiar spuneam lui Bogdan, Miculescu nu mi-a plăcut în ultima perioadă, finalul campionatului trecut, dar m-a contrazis. Astăzi s-a făcut o partidă foarte bună. Să-l ascultăm. David, seara perfectă pentru tine. Cum a fost? Da, bună seara. Sunt foarte bucuros pentru că am reușit să-mi scriu două goluri, mai ales pentru că am și câștigat astăzi și în special pentru că am rămas dator față de fani și în primul față de noi după meciul cu Argeș. Asta vreau să te întreb. Ce s-a schimbat față de săptămâna trecută? Da, n-am fost bine prima etapă. Ne-am mutat la meci, l-am analizat și astăzi am făcut ceea ce am lucrat și la Argeș și azut, am reușit să câștigăm cu 2-0. Perioada de transferuri încă nu e gata. Te gândești la... nu știu, plecare, un transfer? Da, știu că nu este gata. Nu pot să mă gândesc la un transfer. Cât a început campionatul, mă gândesc doar la UTA. Să-i ajut să câștigăm, să urcăm în clasament, să înscriu goluri și ce va fi, vom vedea. Cei de la UTA cer 1.700.000 pe tine. După seara asta, crezi că a mai crescut prețul? Nu știu, nu mă bag, nu vreau să mă autoevoluez. Ei știu, ei cer. N-am ce zic mai mult. Ce urmează pentru voi? Unde se simte așa, nu știu, miros de play-off, poate, sau... e prea devreme. Este și prea devreme, dar noi asta ne dorim. Asta este obiectivul nostru. Acum ne gândim doar la meciul cu Voluntar și sperăm și acolo să luăm cele 3 puncte. Mersi. 1.700.000. Asta e suma? Helmut? Nu, după tine, evident. Fiecare poate să ceară cât vrea. Da, știu, îi cer 50 de milioane pentru un jucător, dar nu asta e. Nu, adevărul că am văzut jucători care au plecat pe 11 milioane sau pe asta. Și uite că s-a dat atâția bani pe ei, adică dacă s-au dat pe jucători 7-8 milioane, sau 11 chiar, eu cred că 3-4 milioane la 21 de ani poate că face și el, fiind un jucător de viitor. Problema e că între timp aceia nu au confirmat și atunci sumele pentru mâns ar putea să nu mai fie de mare. Să-l ascultăm pe Gabi Tamaș. Bună seara, Gabi. Din păcate pentru voi o seară tristă astăzi. Ce s-a întâmplat? Ce n-a mers? Bună seara, da, încă o seară tristă pentru noi, vă dați seama, suntem supărați. Poate să zicem că, pe ansamblu, suntem puțin mulțumiți de joc, dar punctele sunt la ei. Două șuturi pe spațiu porții, două goluri. Da, s-a văzut că este o echipă cu maturitate, noi suntem o echipă non-promovată, dar mergem pas cu pas și sper să ne iasă până la final. Nu e niciun capăt de țară că am pierdut astăzi. Am avut câteva faze de poartă, centrări, ne-am mișcat cătuși bine, dar v-am spus, punctele sunt la ei. E un pic frustrat pentru că și în prima etapă lumea va lauda jocul și tot. Păi da, dar știți cum este, lumea ne laudă jocul și punctele sunt la ei. Trebuie să începem să jucăm și noi mai pragmatic și să jucăm la puncte, pentru că până la urma urmei punctele ți aduc puncte și punctele te mențin în Liga 1. Nu trebuie să faci spectacol, că faci spectacol, mulțumești lumea și retrogradezi și asta nu este bine. E nevoie și de alte întăriri? Asta nu trebuie să vorbiți cu mine, vorbiți cu conducerea. Asta este lotul, în momentul de față trebuie să uităm ce a fost, de mâine... o nouă zi, punem osul la bătaie, la muncă și ne așteaptă următorul meci. Anul trecut, la fel, a început cu Voluntariul tot așa prost. Chiar tu spuneai că sunteți pe diesel. Păi da, și anul ăsta tot pe diesel suntem. Sper să facem aceeași performanță care am făcut-o cu Voluntariul anul trecut. Bun. Mersi, baftă. Ar trebui să găsească cherosen, totuși, ca să poate să decoleze. Cei de la Petrolul, la Voluntariul, altceva. Avea altfel de lot. Totuși, statistica e bună ca să echilibrăm un pic declarație după meci, care sigur sunt subiective și sunt date dintr-un anumit punct de vedere. N-au avut două șuturi pe poartă și două goluri cei de la UTA, au avut patru șuturi pe poartă și două goluri, în vreme cei de la Petrol au avut trei și niciun gol. Dar e aceeași problemă, într-adevăr, mi se pare ca peste tot, super ilustrată meciul între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. 30 de șuturi la poartă, 5 pe poartă. Pe totalul acelei partide. Și aici au fost 25 de șuturi către poartă și doar 7 pe poartă. Este o problemă despre care merită să vorbim în fotbalul nostru. Ivanovski, să-l ascultăm. E
astăzi pentru voi, din păcate, a doua, un eșec, al doilea din acest campionat, dezamăgire mare? Păi nu, noi dezamăgire mare, dar normal că suntem supărați, că am făcut, părerea mea, un joc bun și UTA nu a avut nicio ocazie până la golul, adică și prima repriză nu a avut nicio ocazie, în afara de gol, care a fost un gol individual lui Miculescu și nu știu ce să zic, pe greșelile noastre am primit două goluri care nu meritam. Din păcate că am făcut un joc bine, că am avut multe ocazii și nu știu, e puțin supărare acum, dar e începutul campionatului, adică e doua etapă și mai avem încă mulți pentru până la sfârșit campionatul. Dar mergem mai departe, capul sus și asta este. Spunea Gabi că e mulțumit de joc, că nu a jucat chiar așa. Da, am jucat bine, chiar am jucat bine. Se vede și jocul care am făcut și care am făcut la antrenamente de toată săptămâna. Adică asta, din păcate, avem și ultima fază niște ocazii, niște centrare care trebuie să fie mai bine și dacă reușim marcăm primul gol, poate fie mai bine. Ce crezi că, nu știu, ar trebui schimbat cumva să... Nu trebuie să schimbă nimic, că ne antrenăm bine, jucăm bine, din păcate nu avem rezultate. În sfârșit, puțin noroc, poate. Da, poate și noroc, dar la sfârșit când vezi doar rezultate rămâne, jocul nu rămâne, dar cum am spus, avem mult, continuăm în cum se antrenăm până acum și cred că și vine rezultate. Avem un meci acasă cu Șepși, meci greu, dar jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Mersi mult. Mulțumesc. Operație reușită, pacient mort. Nu meritau să pierdă, spune Ivanovski. Dacă nu făceau greșeli personale, da, probabil că nu meritau să pierdă. Sau dacă reușeau să marcheze din ocaziile pe care le-au avut, că au avut vreo câteva ocazii destul de bune. Au avut mai ales, s-au activat cu adevărat de la 0-2. Cu adevărat au început să preseze și să aibă ocazii de la 0-2. În rest, am văzut și noi apărare super defensivă cu 5-4-1. Complicat așa. Da, e Constantin, să-l ascultăm. Domnule Constantin, din păcate o seară tristă astăzi pentru Petrolul. Aveți dreptate, ăsta e adevărul. Am pierdut din nou și asta nu e bine pentru că vin meciuri din ce în ce mai grele și o să fie o presiune în plus pentru noi. Supărat pe, mai ales pe greșeala din prima repriză, în general sunt supărat pe toate greșelile, da? Ăștia suntem. O să trebuiască să muncim mai mult de mâine și să încercăm să facem cât mai puține greșeli, pentru că până la urmă în fotbal cine greșește mai puțin are de câștigat și s-a văzut și azi. Ocaziile, spuneam și jucătorii, că vă creați ocazii, jucați cât de cât bine, problema e acolo în față. La bifăm la impresia artistică, dar că la fotbal impresia artistică nu se pune. Nu mă mulțumește cu nimic, că poate lumea ne apreciază jocul, că jucăm frumos, deschis. Aș fi vrut și îmi doresc să jucăm urât și să câștigăm. Aveți nevoie și de întăriri? Așteptăm pe Irobiso, care trebuie să-și rezolve cu actele. Cred că suntem ok, nu aș mai dori să mai vină jucător, dar vedem ce ne rezervă viitor. Cu Budescu, care mai situație? Budescu are perioade de recuperare, mai durează 2-3 luni până se recuperează după ruptura de tendon. Nu cred că se pune problema să nu ne-ar putea să ne ajute în momentul ăsta. Trebuie să ne ajutăm doar noi, atât. Din păcate, pentru Petrolul ați pierdut primele două meciuri, vine acum etapa a treia cu una dintre cele mai în formă echipe. Asta e, poate vom reuși să învingem cea mai în formă. Dacă n-am reușit cu aceste două echipe de am jucat, poate vom reuși cu cea mai în formă. Diferențele nu sunt mari, ați văzut și dumneavoastră. Țin de niște lucruri care uneori n-ai cum să le eviți, greșelile. Credeți că se va schimba situația pentru Petrolul? Adică asta vă sunteți, n-ați măcat niciun gol până acum în astea două etape, nu știu, diferență mare între Liga a doua, Liga a întâi? N-aș putea să spun că e diferența mare. Ați văzut și dumneavoastră, jocul de azi l-ați văzut, poate l-ați văzut și pe cel de etapa trecută. N-a fost diferența prea. Sunt lucrurile astea, greșelile astea de care noi trebuie să scăpăm. Să vede și un anumit trac, aș fi dorit să nu-l mai văd meciul ăsta, pentru că deja e al doilea. Tremură un pic piciorul când pasăm, tremură un pic piciorul când preluăm.
Trebuie cu timpul să scăpăm și de lucrurile astea. Sunt sigur că vom arăta de la meci la meci mai bine. Mulțumesc! Cu plăcere! Păi da, asta e diferența între Liga a doua și, și Superliga. Faptul că încep să-i trag, că nu cunoști, nu știi, nu ești obișnuit. Da, bun. Cei de la Petrolul au o problemă. Joacă etapa viitoare cu Sepsi. Complicat. Oricine ar juca în poziția celor de la Sepsi ar fi, ar fi complicat în ziua de astăzi. Dar putem să ne întrebăm de ce din atac. De exemplu, Ciuiu, Grozav, Ivanovski. Vi se pare că au fost la nivelul asemenea nivel încât să revendice mai mult Petrolul, ți se pare, Helmut? Da, eu cred că da. Da? Inclusiv la faza asta. Au avut o fază, a făcut-o Ivanovski foarte bine, dat-o înapoi. Eu am urmărit. Adică acum... mai mult de 0 puncte. Un punct, 3 puncte puteau să ia astăzi? Nu. Un punct puteau să ia. Pentru că au plecat de la 0-1 cu o greșeală mare. Păi și au plecat de la 0-2 cu o greșeală, cu un lanț de greșeli. Da, dar până atunci Utah, într-adevăr, n-a avut ocazii clare. După aia am mai avut și Cheșerul. Dar m-am uitat. Ca să nu spunem, țineți ideea, în tabloul ăsta, că am fost de acord la sfârșit. Voi ați fost de acord la sfârșit. Mi-a impresia că trebuia să ai un om mai puțin. Pe teren. Da. Dacă punem și asta în balans... Dar nu s-a întâmplat. Da, ok, dar vreau să spun. Și tot am spus că la primul gol poate mingea a fost afară și atunci nu era gol. Da, dar aia nu putem să știm. Aici în ce mi-a spus lui Ion Crăcescu o să ne spună mâine, dar mai vedem o dată faultul lui Huja, nu știu că se citește așa, dar Huja, care ar fi trebuit să poate să primească, dacă putem să-l vedem, dacă nu, îl vedem după interviu cu Cheșeu, nu. El avea un galben deja. El știe ce face acolo. E în coate, e de al doilea galben sau nu? Este. Îl prinde de picior, practic. Da, îl împiedică acolo pe Ubing sau cine era să... Pune mâna pe el și da, să de jos, practic. Să meargă către, da, către poartă. Înainte îi atinge piciorul. Cine? Eu m-am uitat la picior și nu mi se pare. Ba da, îl atinge. Ba da. Îl atinge la picior. Atunci dacă îl atinge, nu e. Vă spun eu că îi atinge piciorul. Ia să vedem. Când aleargă. Ia să vedem. Așa arată. Uite. Și... piciorul drept. A, îl atinge, atunci nu e. Îi vine cu genunchiul în picior. Să-l ascultăm pe Cheșeru. Am setat niște referințe din punct de vedere motivațional și al veruirii. E clar că oamenii se vor aștepta la același lucru. Dar e important ca... e important că la finalul meciului să ne putem privi în ochi și... să nu avem niciun regret. Am dat totul, seara asta ne-a reușit, a fost un meci extrem de consistent, dar cu siguranță putem face și mai bine de atât. Vorbiți de play-off, voi jucătorii, între voi, sau e prea devreme? Normal că vorbim de play-off, dar rămâne la stadiu de ambiție. Pentru a fi, pentru a deveni un obiectiv, e nevoie de participarea tuturor pentru a ridica puțin standardele setate actuale. Colegul tău din atac a avut o seară perfectă astăzi. Crezi că vei mai fi mult timp coleg cu el la UTA? Încă e perioada de transfer. Îmi doresc. E un copil excepțional. Poate să progreseze, asta e important. În seara asta a fost el. Punem accentul pe echipă, să se joace ca la carte. Iar cine este în evidență să fie doar cireașa de pe tort. De asta nu e important cine scrie. E important ca fiecare la un moment dat să se regăsească datorită colectivului. Ce sfatul e da lui David? E încă tânăr, este tot deocamdată? Să continue așa, să fie la fel de serios. Asta contează. Ok, și în final o întrebare și legată de fosta ta echipă. Acolo a început greu, FCSB-ul a rămas și fără antrenor, adică pare favorit. Cum vezi toată situația? E trist, dar nu pot să zic că mă surprinde. Deci oricine ar veni, s-a schimbat ceva sau? Îmi pare rău pentru jucătorii aflați acolo că trăiesc astfel de momente. Crezi totuși că au puterea să treacă mai departe în Europa? Ușor. Îmi doresc lucrul ăsta. Bun, mersi mult, bafă. N-am de zis să spună că el totuși crede că ar putea să treacă mai departe în Europa, doar își dorește. A fost diplomat. A fost diplomat și că e trist, dar... într-un fel nu este uimit de ce a fost acolo și normal. Totuși, despre evoluția lui, Helmut, că este, cred, de departe cel mai bine plătit jucător de la UTA
și un soi de om, un om care trebuie să tragă formația după el. Este cheșerul un asemenea jucător? Până acum nu, dar sigur, el are experiență, s-a pus baze pe el. La golul 2 el cred că a dat pasă, dacă nu mă înșel, la Miculescu. Dar aici tot la el e recuperată mingea la faza aceasta și se au ocazie cei de la Petrolul? UTA a mai avut experiență cu Antal, cu... au luat jucători mai în vârstă în atac acolo. Acum depinde cum va rezista fizic, în primul rând. Dar ce am vrut să spun de Petrolul? Mie Petrolul mi-a plăcut. Am văzut două etape din acest început de campionat. Petrolul are potențial. Și ca joc, e peste CFR, peste Craiova, peste FCSB. Deci eu cred că Petrolul va face o figură frumoasă în acest campionat. Petrolul e peste CFR, peste Universitatea Craiova? Mult. Okay. La joc? Da, da, nu știu. Bun, nu joacă rău, dar... Eu spun ca joc. O să vedem, da, când se va înfrunta cu aceste echipe. Atunci, în luptă directă, îți poți da seama. Eric, o să-l ascultăm. Noi reușim să facem ce ne-a propus, 90 de minut, și mergem acasă liniștiți să ne gândim la următor meci. Viitorul arată bine la UTA. Bineînțeles, așa am fost până acum și trebuie să fim continuitate. Să creștem meci de meci și să ajutăm cât mai sus. Bun, mersi. Mulțumesc eu. Mergem acasă. Sunt acasă. Că totuși la el credea că joacă în deplasare. Foarte interesant. UTA poate avea, jucând așa, potențial de play-off? Bogdan? Da, bine, dacă joacă așa și câștigă și ia puncte, da, poți să te gândești. Dar da, e... cu jocul ăsta, vreau să spun. Sau trebuie să crească, să-și crească? Nu, trebuie să crească. Trebuie să crească. Trebuie să crească, pentru că eu nu cred că... Bine, Helmut vorbea mai devreme de nivelul din momentul de față al celor de la Craiova, CFR, FCSB. Nu or să rămână la nivelul ăsta. Cu siguranță or să crească și or să înceapă să joace. Cu siguranță. Nu, eu am zis la ora actuală. Da. La ora actuală, da. Mai ales CFR-ul a făcut un meci slab la ultimul meci. Dar, la Craiova. Să luăm o pauză. Propun, pe aia poate mai ascultăm reacții. 3 puncte importante pentru noi și merită felicitați băieții pentru atitudine, pentru tot ceea ce au făcut, pentru că nu a fost nimic întâmplător tot ceea ce s-a întâmplat în teren. Mă bucură că am reușit să punem în practică multe din lucrurile pe care le-am făcut la antrenament și asta este important. A fost diferit, total diferit față de meciul de la Pitești, mai ales atitudinea pe care am avut-o, dar aici, bineînțeles, și cu suportul publicului cărora trebuie să le mulțumim. A fost o primă repriză în care ați avut multe ocazii, ați și marcat, a doua repriză pragmatic. În prima repriză cred eu că a fost dominată total de noi și i-am supus sub presiune, i-am obligat să greșească. Doar că a doua repriză, exact ce le-am transmis la pauză, le-am spus să nu facem pasul în spate, tocmai că am cedat puțin mijlocul terenului, ne-am retras mai mult decât trebuia și am lăsat Petrolul puțin să vină peste noi. Ceea ce nu este ok, dar până la urmă important este că nu am primit gol și că am reușit să ne descurcăm în anumite faze de critice. Atmosfera? N-ați mai trecut asta. Atmosfera este incredibil. Nu, n-ai cum să nu joci fotbal, e o plăcere. E o plăcere să joci fotbal cu asemenea public, cu asemenea galerie. Este incredibil cum cântă până la sfârșit, te încurajează, e important. Este al 12-lea jucător și își aduc un aport foarte mare, să știți. Aveți emoții pentru Miculescu până se termină perioada de transferuri, că s-ar putea să-l pierdeți? Este posibil orice. Deocamdată este aici, se pregătește. Observați jocul lui Miculescu, nu este întâmplător. Miculescu este foarte responsabil, se pregătește foarte bine, știe foarte bine și a înțeles foarte bine ce are de făcut. Observați că face faza defensivă foarte bine, a început să recupereze, unul contra unul rezolvă situațiile și în același timp și marchează. Bravo lui, îl felicit. Dar am spus-o și le-am spus-o și lor, pentru mine este important grupul, e importantă echipa, dar faptul că el reușește să marcheze este bine pentru el și pentru moralul lui. E un examen important, meciul cu Voluntari acum? Toate meciurile sunt importante și sunt ca niște examene pentru noi. E clar că ne dorim să câștigăm fiecare meci în parte, trebuie întâi să ne refacem pentru că avem o perioadă foarte scurtă.
avem nevoie de 48 de ore de refacere, după care vă dați seama că vineri trebuie să plecăm spre Mioveni.